Când era mic, Mick își dorea să devină medic. În adolescență, a ajuns să fie pacient. În locul unei bănci în amfiteatrul de la Facultatea de Medicină, el s-a ales cu un pat de spital. Când era mică, Oana voia să devină manechin. Avea toate aturile necesare. Acum, este o umbră a ceea ce putea fi. A pierdut tot. Doar numele și l-a păstrat. Cum s-a ajuns în această situație? Drogurile îți făgăduiesc o lume inexistentă. Substanțe ipocrite te fascinează cu promisiunea unui univers în care există soluții pentru toate problemele și te fac să vezi viața într-o nuanță de rost strălucitor și orbitor de fals. Drogurile îți vor conferi o putere falsă și de scurtă durată, cu urmări mai îngrozitoare decât ești gata să afli. Lipsa de atenție din partea părinților are un rol covârșitor în declanșarea consumului de droguri sau în imposibilitatea de a-l întrerupe. Dar lumea încă, așa cum am pățit și noi, este oarbă și surdă la ceea ce se poate întâmpla în propria casă și cu propriul copil. Adevărul se află chiar în fața ochilor tăi, dar nu ești întotdeauna capabil să-l vezi la timp. Mama a aflat după mulți ani de consum. Eu deja consumam de vreo 6 ani. Și când presupunerile tale se adeveresc, roagă-te să nu fie prea târziu. Toate bănuierile cu privire la un anume consum de droguri s-au confirmat. Și s-au confirmat, cred că, în cel mai urât dintre cazurile posibile. Într-o noapte de septembrie am primit un telefon de la mama unuia dintre cei cu care frecventa discotecile, că este în comă undeva într-o zonă a Bucureștiului. Dacă nu o descoperi la timp, dependența de droguri are întotdeauna consecințe îngrozitoare. Poate dacă descoperea mai devreme, aș fi beneficiat de ajutor mai devreme. Este de datoria părintelui să-ți acorde atenție deplină și să facă din educația ta o prioritate. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, panta pe care aluneci poate duce încet încet către pierzanie. De aceea trebuie să știm să ne alegem anturaj. Este un lucru extraordinar. Iar părinții trebuie să știe să-și supravegheze copiii. Nu este o rușine să-și controleze copilul chiar la o vârstă mai înaintată. Să explice anumite chestiuni care nu sunt bune, pe care el le-a dobândit de-a lungul timpului ca o experiență socială. Dacă n-are surse de informare, dacă părinții au un comportament distant sau cred că dacă au asigurat copiilor o sumă de bani pentru a se simți bine sau a fi opulent sau au o mașină performantă, rezolvă problema, se înșală. Noi nu putem fi părinți toate sâmbătă și duminică. Noi trebuie să creăm relații afective în jurul copilului nostru. Când vezi că ai ajuns la capătul puterilor, ia-ți inima în dinți și mărturisește. Povestește-le celor apropiați despre situația în care te afli. Și până la urmă i-am spus, uite, mamă, am adunat-o pe ea, pe bunică, mi-a făcut consiliu în bucătărie, eu am problemă, țineți-vă tare, trebuie să vă mărturisești ceva, mamă, stai jos. Trebuie să mă internați la dezintoxicare, duces independentă de eroină. A fost dorul la mine în casă când a aflat. Deci nu le venea să creadă, pur și simplu nu le venea să creadă că au stat atâta timp cu mine în casă și că nu și-au dat seama și că eu, tocmai eu, făceam așa ceva. Lângă ei, în casă cu ei. E foarte probabil ca părinții tăi să nu aibă nici cea mai mică bănuială cu ce îți ocupi timpul. Vă dați seama ce plăcere, ce rușine, ce oroare și ce disperare. Un propriu copil pe care l-ai crescut cu atâta dragoste poate să facă așa ceva? Cei mai mulți consumatori de droguri sunt tineri cu vârste între 14 și 25 de ani. De multe ori se începe cu medicamente sau cu droguri ușoare. Cel mai periculos este momentul în care cedezi tentației de a încerca drogul. Și acel moment de slăbiciune, de cele mai multe ori, îți poate schimba întreaga viață. Secunda fatală și momentul zero, cheie și cel mai periculos, este cel în care copilul spune asta. Gust și eu odată din delicile, în ghilimele, ale acestui drog, să văd cum e, pentru că și ceilalți au luat, că mie nu mi se va întâmpla nimic și mie nu poate să mi se întâmple, fiindcă eu sunt puternic și sunt cine sunt și gata, cu asta basta, eu nu pățesc nimic. Nu e adevărat, nu e adevărat. Curiozitatea, obiceiurile anturajului și spiritul de imitație sunt unii dintre factorii care te pot face să recurgi la droguri. La început prizează ceva sau își fac chiar o injecție din imitație.
vrea să fie în grup și grupul este cel care elimină la un moment dat pe cel care nu este la unison cu restul celor care fac parte din grup. Când am văzut și pe prietenul meu că s-a apucat de droguri, i-am zis, mă, dacă mai tragi cu ăștia, nu mai discuta cu mine. Până la urmă zic, mă, ce așa mișto, zic, ia și mie să văd ce te prostești atâta pe tine. Toată lumea să stai cu ei și să tragi cu ei. Zic, uite, fii atent, îți dau, mă știu cât era, 80 de mii, parcă, îți dau eu 80 de mii, trei ani și mie și mă și vină o țigară să văd ce e așa mișto. Grupul de regulă, dacă este între ei, există consumatori, grupul este cel care dă măsura lucrurilor. Nu trebuie să ne ferim de lucrul acesta, trebuie să știm că grupul este cel care de multe ori are o putere mai mare decât familia. Iluzia de putere pe care o obții în urma consumului de droguri este un beneficiu doar în aparență. În realitate, puternic se dovedește cel ce rezistă tentației, cel ce spune nu vreau să fac parte dintr-un grup, ai cărui membrii nu fac decât să-ți distrugă viața, să-și compromită viitorul. Am tot fumat, mi se părea ceva nevinovat la început. Și ceva așa, mamă, ce mare și tare sunt eu, că și eu cu ăștia sunt în tandem cu ei și tragem toți și ce șmeche suntem noi și ne drogăm și credeam că e ceva ca marihuana, ca hașișul, că nu e ceva foarte grav. Statisticile arată că o primă încercare duce sigur la o a doua, iar dependența se instalează mai rapid decât îți imaginezi. Și am tot fumat așa vreo 3 ani, cred că am fumat. Nu, vreo 2 ani jumate am fumat. După aia toată lumea trăgea la folie. Eu nu m-am apucat la folie, știam că strică dinții. Și m-am apucat la seringă direct. Situațiile în care ești în pericol de a începe să consumi droguri sunt dintre cele mai banale și apar în viața oricărui tânăr. Depinde numai de tine să nu accepti tot ceea ce ți se oferă, să știi când să spui nu și să discerni între ceea ce îți face rău și ceea ce e bine pentru tine. Frecventând discotecile, am găsit acolo niște bodyguards care îi inițiau. Le-au dat întâi țigări, după aceea am înțeles că țigara și ea creează dependență, ceea ce n-a fost departe să ajungă la o injecție. Și ajungând la o injecție, nu s-a mai putut opri. Cei care te cunosc cel mai bine ar trebui să fie în stare să-și dea seama când ceva nu e în regulă cu tine. Părinții ar trebui să poată să-și cunoască atât de bine fiii, fiicele lor, și sub aspect fizic și sub aspect psihic, încât orice modificare mai specială să le trezească un semnal de alarmă sau să constituie un semnal de alarmă. Am avut ocazia să știu părinți care nu au dat atenție faptului că fiul, fiica, consumau unele, de niște timp, consumau unele droguri și nu erau în stare să se zizeze că li s-au modificat copiilor aliura generală, că sunt mai slabi, că au pielea mai uscată, că se scoală noaptea și beau apă, că răsucesc cearșaful foarte mult și că dimineața sunt aproape sleiți, deși ei spuneau că dorm. Părinții n-au dat atenție multă vreme acestor fenomene. Eu când i-am cunoscut îmi spuneau, la sugestia mea, a observat cu ocazia aceasta că și părul este foarte casant, deci se rupea cu mare ușurință, ca un miros care semăna ca și părul a ceva metalic. Aceste semne, toate, deci legate de miros, percepția de către părinții a transpirației, a modului în care pielea copilului s-a schimbat, a faptului că de multe ori fetele și băieții își ascund brațele și antebrațele pe care cel mai adesea le folosesc pentru a-și injecta o anumită doză. Este o greșeală să se subestimeze inteligența adolescenților și capacitatea lor de a se descurca în orice situație. Deduc sau învață de la alții sau singuri își pun mintea la contribuție și slavă Domnului sunt precoci extraordinar, cu o precocitate extraordinară și adună 4 tablete azi, 4 tablete mâine și ajung să aibă o doză minimă pe care să-și o poată administra în timp. Semnalul de alarmă trebuie tras când încă nu e prea târziu. Părinții spun de multe ori când vin la consultație, la psiholog sau la medic, știți că nu mai e cel care era în urmă cu câțiva ani. Bun, dacă de câțiva ani ai simțit că nu mai e, era foarte complicat să te adresezi unui specialist, măcar spuneai școlii și școlile au din ce în ce și sperăm să aibă din ce în ce mai mulți psihologi și oameni specializați pe consiliere psihologică,
tocmai pentru ca să vină în întâmpinarea acestor probleme care sunt deosebit de delicate și pe care de multe ori familia, chiar dacă dorește, nu are cunoștințele suficiente, nu are gazul, nu știe cum să lucreze cu el. Copleșiți de grija zilei de mâine, obosiți de goana nebună după bani, părinții devin orbi și surzi la ce se întâmplă în propria casă. Ai grijă, pentru că s-ar putea să te trezești brusc în mijlocul unui adevărat infern. Nu am înțeles asta și nu am realizat-o nici chiar când am văzut-o că slăbește, că vine la 1-2 noaptea, că nu mănâncă, că banii nu se regăsesc pe nicăieri, că din contră ne cere nouă mai mulți bani. S-a lăsat totul cu plâns, cu disperare și cu rugăciuni. Motivațiile pentru consumul de droguri sunt dintre cele mai diverse. Curiozitate. Putem să vorbim de dorința de acceptare în anumite cercuri de tineri. Uneori, disperarea unui eșec recent te aruncă în universul perfid al drogurilor. Unii dintre pacienți invocă și anumite drame din viața lor, pierderea unei ființe dragi, ruperea unei relații la care țineam foarte mult. Schimbările din viața unui consumator de droguri sunt destul de ușor detectabile. Dacă ai cunoștințe despre felul cum arată și cum se comportă aceștia, îi poți recunoaște rapid. Schimbare totală la el de comportament și de atitudine, mai ales la adresa mea. Și ca oricare dintre părinți am intrat în panică, verificând cât se poate și umblând pe urmele lui, am constatat că sunt multe absențe la școală, am constatat note proaste și atunci am început să intru în panică. Am început să lipsească de acasă și pe timp de noapte. În momentul în care am încercat să discut cu el, n-am avut cu cine, în sensul că nega orice îi spuneam. Am început să se cheltuie banii care nu puteau fi controlați. Ei pot face orice să-și ascundă dependența. Ca semne văzute din afară a celui care este consumator, somnolență vizibilă. Vorbea cu mine ca și când ar fi fost beat. El, neconsumând picătură de alcool și nemirosând alcool, deci dacă ai bea, indiferent ce, miroase. Ori la el asta nu s-a întâmplat. Și atunci am pus în balanță ce ar putea să fie și am constatat și ce putea să fie. Dar dacă nu o prindeam și el îmi spunea nu, deci nici o clipă nu a recunoscut, nici o clipă. Am încercat să văd dacă pe mâinile lui există ceva, injecții, urme de injecții. Efectiv m-am izbit de tricouri cu mânecă lungă, cămăși cu mânecă lungă, orice nu mai se acoperă. Sunt pasivi, letargici, ca și cum nu ar fi conectați la realitatea imediată. Sunt labil psihic, sunt agresivi, pot să fie în situația ca zile întregi să nu facă nimic, să stea în pat, să vegeteze, așa, fără niciun motiv, să lipsească de la școală sau să lipsească de la facultate, să nu aibă chef de nimica sau, dimpotrivă, la extrema cealaltă, să fie impulsiv, agresiv. Consumatorii de droguri se manifestă cel mai adesea cu o violență care nu poate fi controlată. Un om beat de multe ori arată mai bine și poți coopera cu el, dar cu ei nu. Ei sunt fie într-o nepăsare vecină cu moartea și cu prostia, nu știu cum să mai spun, fie într-un stadiu de violență verbală și chiar și fizică, atunci când îi se refuză pur și simplu ieșitul afară. Consumul ăsta de heroină l-a făcut să fie extraordinar de violent și cu mine. Am trecut prin momente grele, foarte grele în această perioadă. Bătăi, crize, scandaluri. Ce mi-a părut rău și îmi pare și în ziua de astăzi e faptul că niciodată n-am găsit o soluție. Pe măsură ce trece timpul, și consumatorul devine un veteran. Semnele devin din ce în ce mai evidente. Am verificat-o la plica cotului și erau acolo o sumedenie de urme de înțepături. Și peste toate astea, lipsa ei de interes față de propria persoană și față de ceilalți. Diferitele tipuri de droguri dau stări la fel de diferite între ele.
Pupilele mici denotă consum de heroină, pupilele foarte largi, mari, consum de cocaină. Heroina minimalizează funcțiile organismului, îl face pe cel care consumă să se simtă într-un extaz, dar moale, fără dorință de a participa, de a avea activitate, de a fi într-o activitate. Nu! Pe când ceilalți de cocaină sunt foarte excitați și plini de viață. Drogurile nu sunt deloc ieftine. Tocmai din acest motiv, de cele mai multe ori, procurarea lor poate implica adevărate aventuri. Ce-ți dai seama? Că salariul se ducea în 4-5 zile. Foarte des, consumatorii recurg la furt pentru procurarea banilor de marfă. Manipulează familia, invocă tot felul de scuze, minte de foarte multe ori, poate chiar ajunge să sustragă bunul din casă. A vândut tot ce se putea vinde. Mi-a furat tot ce se putea fura, tot ca să nu aibă încurcături cu poliția. În momentul în care a văzut că nu mai are ce vinde, a venit și a spus: mamă, vreau să mă las. Vedeți-mă, mie nu mi-a venit să cred. Și a recunoscut: mamă, nu mai avem ce vinde, eu nu mă duc la pușcărie ca să-mi cumpăr heroină. Sau nu cumpăr heroină ca să mă duc la pușcărie. Dumneai a ajuns să fure și să vândă, să nu mai aibă telefoane. Bineînțeles, mașina a fost confiscată de mult, asta nu mai spun. Eu aveam foarte multă, ori mai aveam aur de loc pe mine, al mama deja dispărea și el din ce în ce. Mi-a lăsat aurul la manet, mi-a lăsat telefonul la manet, mi-a lăsat casetofonul de la mașină la manet. O să-mi las și mașina la manet, o să-mi las hainele, o să-mi las tot. Consumatorii devin foarte imaginativi și creativi când vine vorba de bani. Atunci când e vorba să faci jos de bani de marfă, nu mai stai să te vezi, nu mai te gândești, deci chiar nu mai judeci cum, minți, înșeli, furi. Cele mai devastatoare consecințe ale consumului de droguri pot fi fizice, psihice, dar și schimbarea întregii personalități a celui în cauză. Uite, eroina te învață să și furi, să și minți și nu neapărat că te învață, dar îți transformă comportamentul. Deci pur și simplu te transformă. Nu îți dai seama că nu mai ești tu. Mijloacele prin care dependenții își obțin drogurile sfidează legalitatea. Făceam trafic cu 500 de grame de heroină, că transportam 500 de grame de heroină. Asta e trafic de trafic și plus că aveam duceam câte 10.000 de euro. Mult timp am trăit așa și n-am doza așa. Dependența te poate face să uiți de tot, dar mai ales de tine. Te face să ignori cu bună știință pericolele prin care ai putea să treci. Și cât de frică mi-a fost, tot i-a zis mama, i-a zis: Doamne, dacă mă duc la pușcărie. Se spune că sevrajul este poate cea mai îngrozitoare stare prin care poate trece un dependent. Și nu are nimeni cum să înțeleagă că cât îți e de rău atunci, în momentele alea. Nimeni nu are cum să înțeleagă. Mă mor când aud te înțeleg. Nimeni decât un alt toxicoman are cum să te înțeleagă. Când este în sevraj, de cele mai multe ori părinții nu știu ce să facă, atunci sunt într-adevăr disperați, atunci ar da orice ca să salveze copilul de această stare de rău care este îngrozitoare. Am avut pacienți care povesteau cât de rău a fost când până au înțeles ce înseamnă sevrajul. Au încercat să se lase și abstinența dintr-o dată, care de regulă specialiștii spun că a trebuit lucrat și medical și psihologic, mai ales psihoterapeutic, au o stare de rău. Descriu sevrajul ca, dincolo de ce se scrie în toate tratatele de specialitate, când parcă oasele se desfac, când parcă mușchii fug de la locul lor, când ai o senzație de rău general, în sensul că îți vine să vomiți, când ai senzații de urinat foarte frecvente. Și starea aceasta de rău poate să meargă până acolo încât unii dintre ei mi-au spus: ce ți-mi venea să mă arunc de la etaj? Frisoane. Simți cum arde carnea pe tine. Deci în același timp frisoane și simți cum arde carnea pe tine. Curgeau transpirațiile așa pe mine, simțeam cum ardea carnea pe dinăuntru. Nu mai aveam stare, absolut deloc stare, nu mai aveam. Îmi venea să vomit, dar mereu aveam senzația de vomă, durere în stomac, îmi curgea ochii, îmi venea să strănut, îmi curgea nasul. E o senzație ca și cum ai fi veșnic răcit. Îmi venea să sparg geamurile, să sparg ușa, să mă dau capul de perete, nu mai puteam. Îmi venea să url, să fac orice să ies din casă.
Din cauza cumplitei stări de sevraj și fiindcă realizează că numai prin drog o pot depăși, consumatorii fac orice să-l dobândească. Cel mai dramatic e că, în unele cazuri, cei apropiați lor sunt nevoiți să le faciliteze consumul, deși ei sunt împotriva lui. Este dramatic că un părinte ajunge cumva să întrețină consumul copilului, consumul de stupefiante al copilului. Dar este de înțeles, mergându-se pe ideea de harm reduction. Alegi riscurile mai mici. De multe ori mi-a dat mama bani să mă duc să-mi cumpăr doza, că nu mai putea de mila mea. La un moment dat știu că m-am confruntat cu o situație foarte neplăcută din punctul ăsta de vedere. Am avut piciorul rupt și n-am mai putut să plece după mare. Și a trebuit să cheme un taxi și a trebuit să mă duc cu el. Pentru că mi-era frică că o să-l prindă. Și vă dați seama că nu mi-ar fi convenit, după câte am pătinit și din câte le-am scăpat până atunci, să pot să o iau de la capăt cu cine știe ce alt cocinoc. Și a luat pe mai multe zile ca să nu mai iasă în fiecare zi din casă. Că nu putea avea piciorul rupt deja. Și s-a vreo două săptămâni liniștit. Vreau să vă spun că aia a fost o perioadă bună pentru mine ca părinte. În sensul că știu că nu mai pleca de acasă. Măcar aveam siguranța că e acolo, îl văd ce face, nu e la îndemâna poliției. Mi-a fost frică și mă gândesc și acum cu groază la ce curaj am avut și vreau să vă spun că numai atunci am fost nevoită să mă duc cu ea după marfă când a fost cu piciorul rupt. Nu. Din păcate, m-am dus de multe ori. Și m-am dus tocmai pentru ca să nu cadă în mâna poliției. Am riscat. Am riscat și m-am dus pe urmele lui și am zis, dacă pot să îl ajut, îl ajut cu orice. Cu orice, numai să nu ajungă să facă închisoare, cu orice să ajungă să scape de aceste nenorocite de injecții și această nenorocită de heroină. Dacă aș fi pus în situația, în momentul de față, să o iau de la capăt și să merg să mai să-l ajut să și cumpere și să vină acasă cu marfa și cu toate legate de consumul de droguri, n-aș mai face. Incontestabil, efectele drogurilor sunt devastatoare. Eu sunt de părere că cel mai dramatic lucru este întregul lanț de riscuri conexe pe care consumul de droguri îl generează. Maladiile precum SIDA sau hepatita sunt unele dintre riscurile majore ale consumului de droguri. Dumnezeu m-a ferit de hepatită, dar am stat cu o frică până mi-au venit rezultatele analizelor, am nebunit de frică. Și eu și mama. Efectelor observabile pe termen scurt li se adaugă cele care pot apărea peste ani. Oricum, consumul de heroină lasă sechele și nu știu pe mai târziu la ce mă pot aștepta. Ca efecte, un consum îndelungat, aș spune, un consum de circa 10-15 ani de astfel de substanțe reduce în mod considerabil durata de viață, într-o proporție de 30-40%, amplifică starea negativă de sănătate a persoanei, apar boli la organele vitale, îndeoseb tulburări de comportament ca urmare a afectării creierului, în primul rând, dar și a inimii, a rinichilor, a altor organe vitale. Și, sigur, persoana devine din ce în ce mai rapid un rebut social, o persoană care are nevoie de asistență. Drogurile distrug relațiile cu cei dragi. Se creează niște tensiuni enorme în familie. Se instalează un grad foarte, foarte mare de neîncredere. Viața profesională este și ea puternic afectată. Nu am mai simțit de stare să mai lucrez. Consideram că nu pot să muncesc decât dacă consum, dacă iau droguri în continuare. Deci eu nu eram învățată să muncesc decât sub influența drogurilor. Și multă vreme am continuat să cred tâmpenia asta. De cele mai multe ori, consumatorii se află în imposibilitatea de a-și continua educația. O foarte mare bucată de timp, am putea spune lipsă din viața lor, în care nu s-au rodat pentru un stil de viață.
De droguri nu se scapă ușor. Calvarul prin care este nevoit să treacă un dependent atunci când încearcă să se lase, se poate repeta la infinit. Pentru că o persoană care a ajuns odată dependentă, va rămâne dependentă. Ce mai trist este faptul că acum înțeleg de acest gând al heroinei, cred că nu o să scape toată viața. Dacă are o problemă sentimentală și s-a întâmplat să aibă un eșec în dragoste, s-a întors la heroină. Dacă eu știu ceva i s-a întâmplat la serviciu și nu i-a convenit, în loc să lupte și să își rezolve situația ca atare, el s-a întors la heroină. Nu știu dacă vom scăpa de acest gând al heroinei vreodată. Îl văd că luptă alături de el, dar rezultatele le vom vedea poate peste ani. Așa cum există mâna lui Dumnezeu în fiecare zi și o simțim mereu, există și o altă forță malefică ce nu se lasă. Și odată ce a pus gheara pe cineva, greu îi mai dă drumul, foarte greu. Și lupta asta se întâmplă zi de zi și ceas de ceas. 6 internări au până acum, deci vreo 6 recăderi. Deci recăderea este imediat. Cum se întoarce în mediu, îl vede pe altul, consumă, deși s-a abținut, să zicem, un an sau 2 ani de zile. Nu înseamnă că după ce stau în centru câteva zile sau 2 săptămâni, devin imuni la tentațiile pe care le oferă în continuare grupul, strada, și pe care el de multe ori, obiceiul la care de multe ori nu renunță de bună voie. Deși devin conștienți de actul necugetat pe care sunt pe cale să-l reînceapă, dependenților le vine extrem de greu să se abțină, iar unii dintre ei nu sunt suficient de puternici să se oprească pentru totdeauna. Aceeași prostie care mă face de fiecare dată să recar. Să spun mereu să mai iau toate cu mine. Poate data asta e altfel. Și poate data asta nu m-am gândit nou. Poate e decât o dată. Dar de câteodată nu există. Odată nu e niciodată de ajuns. Niciodată nu se fie de ajuns o singură dată. Odată înseamnă mereu. Pașii sunt foarte mici. Mi s-a spus că este foarte grea recuperarea. Și realmente așa este. Nu am crezut niciodată că fiecare zi va fi o adevărată aventură alături de acest copil. Calvarul nu are sfârșit. Dependenții rămân marcați pe viață de flagelul drogurilor. Foarte mulți încearcă în zadar recuperarea. În cadrul procesului de recuperare, cel mai important sprijin este asigurat de familie. Membrii acesteia sunt factori cheie în reușita sau în eșecul vindecării unui dependent. Fiindcă un om după ce a căzut, el nu se mai poate ridica singur și cel care e dependent nu se poate. Fără suportul familiei deosebit, fără suportul societății, fără un mecanism social, un serviciu public bine pus la punct, la care să se alăture servicii din perspectivă privată, calitativ în raport de potențialul financiar al omului și de interes până la urmă, nu poți să aduci, să-l aduci la normalitate. În primul rând, părinții, cereți ajutor părinților, pentru că fără părinți, deci nimeni, nu prietenii cu care v-ați drogat și cu care ne drogăm, nu tovarășii de anturaj, nu dealerii, nu e eu să vă întind o mână de ajutor, nu e eu să vă ajute, nu e eu să vă caute, ci numai părinții. Ce putem face pentru a-i ajuta pe dependenți? Suntem bolnavi cronici, ducem din păcate această boală, dependența, în spate și dacă nu suntem tratați ca oameni bolnavi, nu putem fi tratați. Dacă nu suntem percepuți ca oameni bolnavi, nici nu putem fi tratați. Tânărul trebuie să știe că se poate adresa unui centru de specialitate, că acolo poate găsi asistență medicală și psihoterapeutică de cea mai bună calitate. Internarea într-un centru de dezintoxicare este esențială pentru ca dependentul să devină ce a fost, un om complet. Aici este locul dezintoxicării. Deci ea o rezolvăm 100%, se poate rezolva în toate județele țării, la spitale de urgență sau la spitale de psihiatrie. În această limite și la noi, 90% din dezintoxicări se fac prin metoda clasică de până la 21 de zile, cu administrarea unui tratament foarte ușor și puțin costisitor. Dar după aceea încep cheltuielile foarte mari pentru a renova personalitatea care a fost distrusă.
distrusă și zic că celelalte etape putem discuta de ele, sunt mult mai profunde, mult mai grele și ca durată și ca implicare afectivă, socială, familia trebuie asigurată. Deci conectarea omului la mai multe resurse, la filonul lui cel mai puternic, care înseamnă afectivitatea părinților sau a unor persoane. În al doilea rând, conectarea lui la societate cu responsabilitățile, complexitatea ei. Și în al treilea rând, cunoașterea de sine. Deci, de fapt, cu asta începe. Să te cunoști pe tine, să-ți reglezi problemele cu tine, să le reglezi cu familia, cu comunitatea și, sigur, în forma modernă, și o folosim foarte serios noi, să-ți reglezi problemele cu divinitatea, deci trinitatea cunoscută din, la toate cultele religioase. Dacă drogurile ți-au distrus viața, depinde atât de tine, cât și de ajutorul primit, să începi să-ți o refaci. Și totuși, uneori nici nu mai e vreme să încerci. Drogul este atât de viclean, încât întâi te ratează și apoi te omoară și te omoară lent. Și așadar se poate muri foarte bine fie dintr-o doză proastă, fie dintr-o supradoză. Cu spectrul ăsta al morții, ei în inconștiența lor nu trăiesc. Sub acest spectru trăim noi, cei care îi primim cu chiu cu vai acasă, deși foarte mulți părinți spun unii altora că vor să-i dea afară, unii chiar îi dau afară, îi lasă să doarmă pe unde apucă, pentru că sunt supra-saturați de acest mare necaz. Da, am murit, dar un supra-dezor, prieten bun. Și acum de curând am fost la o mormântare. Un alt prieten s-a spânzurat, a intrat în sevraj, s-a spânzurat, nici nu are 40 de zile de când s-a spânzurat. Acum nici o lună de zile am scos un prieten din comă, de 3 ori l-am scos din comă, l-am ajutat și l-am salvat. Am fost martora mai multor come, mi s-a spus că și eu aș fi intrat odată în comă, eu nu mi-aduc aminte. Odată când am avut o depresie, am ajuns acasă și am înghețit toate pastilele care le aveam acasă, 150 și ceva de pastile, pe toate le-am înghețit și după aia am plecat înspre ferentar să mai iau o doză și am căzut pe stradă, nici n-am mers, cred că 200 de metri și m-a găsit a oprit o mașină lângă mine, m-a luat, m-a dus la municipal, m-am trezit acolo. Am plecat de pe pat, de la municipal. Vai de capul meu, de-abia mă țineam pe picioare și tot am ajuns în ferentar, că eu știam că acolo trebuie să ajung. Deci nu conștientizam prin ce trecusem și cât de aproape de moarte fusesem, că dacă nu m-a luat de pe stradă omul ăla și mă ducea la spital, cine știe ce mi se întâmpla. Esența experienței drogurilor se poate rezuma într-o singură frază. Chin. Efectiv, un chin a fost și pe mine, dar eu să știți că consider că și pe el a fost. Și acum încercăm să mergem înainte. Mickey însă n-a mai putut să meargă înainte. Încercările de a rezista în fața flagelului au fost zadarnice. Viața i s-a curmat înainte de vreme. Drogurile l-au ucis. Thank you.